Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Georgia Deacon, maestrul tău Feng Shui. Astăzi, după cum vedeți, la noi în platou este foarte mult soare. Este atât de mult soare încât ne dorim ca și voi să beneficiați de soarele pe care noi îl avem. Asta pentru că toată bogăția, toată prospețimea, toată dorința de vitalitate vrem să vi-o transmitem cu ajutorul acestei emisiuni. Totul este Feng Shui, este o emisiune dedicată bunăstării voastre. Este o emisiune în care eu, ca și realizator, îmi doresc atât de mult să vă văd fericiți, atât de mult să vă văd cu zâmbetul pe buze și chiar vă rog să-mi transmiteți pe Facebook de fiecare dată când aplicați ceea ce vă recomand, lucrurile care vi s-au întâmplat, aspectele din viața voastră pozitive sau poate chiar mai puțin pozitive pe care am putea să le îndreptăm împreună și pe care, la un moment dat, cu siguranță, viața le va întoarce în favoarea voastră. Eu sunt doar un instrument prin care energia divină curge, la fel ca și voi. Sunt doar un om prin care se manifestă această fantastică forță extraordinară, creatoare, menită să ajute atât în viața mea, că vă dați seama că și eu mă ajut pe mine în viață, cât și în viața celorlalți. Sunt o persoană dornică să văd fericire, să văd iubire, să văd îmbrățișări peste tot. Poate unii dintre voi s-ar putea să considerați că unde s-a mai întâmplat lucrul ăsta, unde s-a mai întâlnit atâta iubire, atâta, tușim de atâta iubire. Ei bine, eu nu tușesc, eu mă bucur de fiecare dată când vă văd fericiți. Și mai mult decât atât, vreau să contribui la fericirea voastră, de aceea tot ceea ce fac pentru voi, casele voastre, workshop-urile, emisiunea aceasta care este dedicată vouă, mă bucură extraordinar de mult atunci când am un răspuns pozitiv de la voi și mai mult decât atât atunci când mă solicitați să putem construi împreună. De aceea aș vrea să vă spun, pentru că multe persoane m-au întrebat de unde știu toate aceste aspecte care fac parte dintr-un alt fel de Feng Shui. Pentru că ceea ce prezint eu nu este strict numai știința Feng Shui-ului. Este îmbinată și cu terapiile holistice, și cu mesajul Reiki, și cu tot ceea ce înseamnă smerenia religiei, și cu tot ceea ce înseamnă apartenența unei terapii de profunzime. Toate aceste lucruri vă spun că sunt studiate, diplomele mele sunt într-un sertar, bine mersi, dar nu despre diplome este vorba, este vorba de experiența și simțirea pe care eu vi-o transmit. Pentru că toți cei care lucrează cu mine, foarte important pentru mine, este să plece încărcați cu o vibrație pozitivă, să reușească să depășească tot ceea ce ei la un moment dat consideră că nu pot depăși. Avem diverse gândiri, diverse cogniții, diverse moduri în care vedem viața la un moment dat mai în alb, mai în gri, chiar poate unii dintre noi și în negru. Rolul meu este să vă atrag atenția asupra acestor pete de culoare și să vă spun că, de fapt, totul trebuie să fie într-un echilibru, totul să fie în Feng Shui. Pentru că Feng Shui-ul este o știință atât de înglobatoare, atât de perfectă, încât, vă spun, înglobează tot ceea ce înseamnă metafizică asiatică și nu numai. În momentul în care vorbim despre metafizică, vorbim despre știința care vine să îmbunătățească viața noastră la nivel palpabil, la nivel energetic, la nivel spiritual. Totul se înglobează într-o manieră armonioasă, drept pentru care și voi ar trebui să beneficiați de această manieră extraordinar de pozitivă pe care eu sunt aici să vi-o transmit. Și pentru că v-am povestit destul de mult despre soarele nostru, da, haideți să trecem la treabă și să vedem ce avem de făcut în această emisiune. V-am promis de săptămâna trecută că vom vorbi despre cum îndepărtăm gândurile negative ale propriei noastre minți. Mai mult decât atât, după îndepărtarea gândurilor negative, vom vorbi despre cum atragem gândurile pozitive. Bineînțeles, avem afirmația săptămânii care este nelipsită.
Și pentru că mulți săptămâna trecută deja m-ați anunțat că ați vrea să discutăm mai pe larg despre aceste efecte ale gândurilor pozitive și înlăturarea gândurilor negative, vom vedea cum vom reuși să discutăm despre ritualul de prosperitate pe care doar l-am pomenit în săptămâna anterioară, asta pentru că, bineînțeles, mi l-ați solicitat. Mă bucur mult că feedback-ul, răspunsul vostru a fost prompt, tocmai pentru că solicitările voastre vin nenumărate, iată, folosesc acest canal de a vă transmite într-un număr cât mai mare știința pe care Dumnezeu mi-a încredințat-o și mă folosește pentru a transmite mai departe. Este vorba despre ritualul de prosperitate și cei 7 pași pe care trebuie să-i facem tocmai pentru a atrage prosperitatea în viața noastră. Vă spun că până în momentul de față încă nu am scris niciun articol despre acest ritual, pentru că de obicei am povestit despre el persoanelor care aveau nevoie să îl aplice atunci când au venit în coaching transformațional la mine în cabinet, dar în momentele în care voi deja mi-ați scris și m-ați contactat că sunteți interesați, având în vedere că eu emisiunea anterioară doar am pomenit despre acest ritual de prosperitate, iată, a venit și momentul să vorbim despre el. Dar cu siguranță vom ajunge să vorbim despre el în partea a doua a emisiunii. În prima parte a emisiunii, ce mi-am propus este să vorbim despre anularea gândurilor negative și atragerea gândurilor pozitive. Și aș vrea să încep chiar de la afirmația săptămânii, pentru că gândurile noastre sunt cele cu care ne naștem chiar din momentul creierii noastre, din momentul în care suntem în burtică, din momentul în care interacționăm la nivel energetic cu părinții noștri. Tot ceea ce noi gândim, simțim și valorizăm ca și efecte pe pielea noastră ajunge ulterior să se materializeze. Drept pentru care există diverse transe sau diverse momente în care se lucrează în profunzimile subconștientului tocmai pentru a trata anumite afecțiuni chiar intrauterin. Dar despre lucrurile astea vom vorbi într-o altă emisiune, atunci când mă veți întreba cum tratăm afecțiunile care ne urmăresc încă de la momentul nașterii noastre, de dinainte de momentul venirii noastre pe pământ. Dar acum ne-am propus să discutăm despre gândurile negative. Ce reprezintă gândurile negative? Ce reprezintă gândurile pozitive? Ce ne costă să avem o atitudine pozitivă în viață și ce putem manifesta astfel încât gândurile negative să putem să le îndepărtăm? Haideți să o luăm metodic. Foarte important este să știm ce ne dorim. Ce ne dorim la modul nu general, pentru că nu mă interesează tot ceea ce înseamnă vreau să fiu fericit, pentru că atunci am să vă întreb, te rog, descrie-mi ce înseamnă pentru tine să fii fericit. Și o să vă rog, dacă vreți, să vă luați o foaie de hârtie și chiar să experimentăm împreună acest exercițiu. Este un exercițiu foarte important pentru mine, pe care dacă îl facem împreună, cu siguranță veți vedea rezultate palpabile. Deci ce înseamnă pentru tine, da, să poți să traversezi gândurile negative pentru a ajunge în pleiada gândurilor pozitive. În momentul în care suntem optimiști, suntem pozitivi, vom vedea că tot ceea ce noi atragem în structura vieții noastre este la fel de optimist și la fel de pozitiv. Aspectele astea s-au demonstrat prin foarte multe teorii și practici. Vorbim despre legea atracției, bineînțeles, care descrisă în conformitate cu traducerea mot-a-mo din engleză, attraction, da? Law of attraction. Legea atracției înseamnă
atrage acțiunea, ceea ce pentru unii dintre noi ar putea părea la un moment dat destul de dificil. Pentru că suntem obișnuiți să gândim că nu avem voie să deranjăm. Suntem obișnuiți să stăm în pătrățelul nostru, în cutiuța noastră, în bucățica unde nimeni nu trebuie să fie deranjat de noi și nici noi să nu fim deranjați de nimeni. Dar viața nu este despre deranj, iubiții mei. Viața este despre a experimenta, despre a trăi, despre a simți, despre a râde și a plânge în același timp. Despre asta este viața. Iar Feng Shui-ul ne învață cu vârf și îndesat faptul că armonia este chiar în palmele noastre. Cum putem să generăm această energie de îndepărtare a gândurilor negative? Iată un exercițiu foarte simplu. Deci, v-ați scris pe hârtiuță ceea ce vă doriți, ceea ce vreți să aduceți în viața voastră în următoarea săptămână, să spunem. Poate unii dintre voi, vă dau un exemplu, poate unii dintre voi spun vreau 1.000.000 de euro. Sau vreau o mașină extraordinară, sau vreau să călătoresc în împrejurul pământului, sau diverse alte lucruri pe care la un moment dat vi se par vise de neîndeplinit. În primul rând, în contextul în care voi chiar vreți lucrul ăsta, vă rog să scrieți pe hârtie ce vreți, fără să menționați cuvântul vreau. Adică, dacă vă doriți să vă schimbați locul de muncă, da? Nu scrieți vreau să-mi schimb locul de muncă. Veți scrie îmi schimb locul de muncă în favoarea mea cu experiență pozitivă, colegi minunați și un salariu sau o remunerație care să mă binecuvânteze. Tot ceea ce spuneți trebuie să fie afirmații pozitive. Mai mult decât atât, acțiunea trebuie să fie la prezent, exprimată ca și cum se întâmplă. Sentimentul pe care voi îl manifestați în momentul în care scrieți acest lucru pe hârtie trebuie să fie un sentiment de bucurie, nu un sentiment în care vă puneți capul în palme și vă întrebați aoleu, dar cum o să pot eu să fac lucrul ăsta? E aproape imposibil. În momentul în care veți conștientiza că este imposibil, va fi imposibil. Ceea ce vă recomand este să nu vă gândiți cum să faceți voi, ce rețetă să aplicați, ce soluție să găsiți ca să puteți voi să mutați munții din loc. Lăsați subconștientul vostru să acționeze pentru voi. Lăsați energia divină să vină și să vă deschidă drumurile. Folosiți-vă doar de ceea ce înseamnă puternicele ancore, da, de atragere a manifestării dorințelor voastre. Aceste ancore puternice reprezintă remedii. De exemplu, unul dintre remediile cele mai folosite pe care eu le recomand este amuleta puterii divine, cea pe care o am și eu la gât și pe care nu o scot sub nicio formă. Pot să vă recomand această amuletă cu floare de lotus și silaba hum, care, chiar dacă este sub o formă minusculă, am putea spune, ea vine cu energie vibrațională extraordinar de puternică. De ce spun acest lucru? Pentru că floarea de lotus înseamnă revitalizare, înseamnă forța de a ne reinventa din toate punctele de vedere. Silaba hum, care este atașată acestei flori de lotus, este cea care vine să sublinieze tot ceea ce înseamnă energizarea noastră la nivel subtil. Deci această amuletă extrem de puternică, silaba hum împreună cu floarea de lotus, este una pe care eu vi-o recomand cu toată dragostea să o folosiți ca și activator, ținând-o de fiecare dată în palmă stângă. De ce palma stângă? Pentru că palma stângă este cea care activează atragerea energiei. Știm că stânga
cere, dreapta oferă. Adică stânga primește, dreapta dă. Această amuletă, în momentul în care doriți să împliniți dorința voastră de ascensiune în carieră sau doriți să câștigați la loto sau doriți să semnați un contract extraordinar sau doriți să manifestați un lucru pe care voi vi-l imaginați de mult timp și încă nu ați îndrăznit să treceți la acțiune. Această amuletă vă ajută să puteți să duceți la bun sfârșit împlinirea dorinței și vom vedea cei 7 pași de împlinire a dorinței în partea a doua a emisiunii prin ritualul magic pe care am să vi-l dau. Până atunci încă discutăm despre cum îndepărtăm gândurile negative pentru că afirmația săptămânii încă nu vi-am spus-o și am întârziat cu afirmația săptămânii tocmai pentru că vreau să înțelegeți ce sunt gândurile negative. Gândurile negative sunt acele contexte pe care noi le-am atras în structura fizicului, mentalului nostru, prin diversele experiențe marcante oferite de diverse persoane care au jucat rol de mentor în viața noastră. Gândiți-vă cine a jucat rol de mentor atunci când erați copii. Mama, tata, frații, bunicul, bunica, unchii, învățătoarea, educatoarea, toate persoanele care au reprezentat ceva în viața voastră. Ați fost legați afectiv de persoanele astea și în continuare sunteți legați afectiv. Toate aceste persoane au venit cu propriile lor programe mentale. Au venit cu n-ai voie să faci aia, ca să poți să fii fericit, trebuie să muncești, să rupi, ca să poți să ai bani, trebuie să te sacrifici, ca să poți să depășești orice obstacol, trebuie ca tu să te întinzi, să te faci preș și așa mai departe. Toate aceste afirmații cu siguranță vă sună cunoscut, au fost inoculate de către părinții voștri care totuși au vrut să vă învețe cu bună credință lucrurile, dar n-au știut că aceste programe mentale nu reprezentau decât limitări în mintea voastră. Mai departe, aceste limitări v-au construit o lume limitativă, da? Îngrădită în tot felul de constrângeri. Este vorba despre cogniții limitative, care vin să sublinieze faptul că voi trebuie să stați în pătrățică, să nu ieșiți din acea pătrățică. Există de altfel o gândire la nivel mondial, un concept extraordinar de benefic, îl numesc eu, care se cheamă gândirea din afara cutiei, se cheamă thinking outside the box, da? Gândirea din afara cutiei, care ne învață cum să anihilăm toate aceste gânduri negative, toate fricile pe care noi le-am importat din copilărie, de exemplu, frica de apă sau fobiile, frica de întuneric, frica de sărăcie, frica de a nu avea ce îmbrăca, ce mânca. Gândiți-vă că într-un sistem în care lumea trăia extrem de tensionat, mă refer la perioada de până în anii 89, da, 1989, marea majoritate a persoanelor erau învățate să-și controleze vorbele, să-și controleze gândurile, pentru că trebuiau să fie atenți cu cine vorbesc, având în vedere că toți cei cu care interacționau puteau fi diverse persoane care să meargă mai devreme sau mai târziu și să le facă un așa zis bine. Dar pentru lucrurile astea, părinții și bunicii noștri au înțeles că totul trebuie să fie controlat și controlabil. Adică, în momentul în care ne controlăm viața, muncim până nu mai putem, de dimineață până seara, ne facem un plan riguros de adunat bănuți pe bănuți, fiecare leuț în parte și la sfârșitul săptămânii constatăm că de fapt suntem extrem de obosiți și satisfacția vieții noastre este departe de tot, atunci spuneți-mi mie ce bucurie și ce satisfacție mai aveți. Din păcate,
păcate, niciuna. Și atunci vin gândurile voastre negative, vin fricile voastre care vă aduc în prim plan faptul că, uite, mai am 20 de ani până la pensie și eu încă n-am reușit nici măcar acum să-mi fac ceea ce mi-am propus în tinerețe. De exemplu, să călătoresc în jurul lumii sau să merg în Peru sau în India sau să merg într-o tabără de voluntariat, să ajut și eu la ridicarea unei biserici sau să pot să merg să ajut într-un cămin de copii și așa mai departe. Lucruri care, la un moment dat, le simțim. Pentru că pe scara evolutivă, pe piramida nevoilor, fiecare dintre noi, la un moment dat, simțim nevoia să dăruim. Și această nevoie este una extraordinară, aș putea spune, pentru că cu cât dăruim mai mult, cu atât ne bucurăm mai tare. Chiar dacă noi acasă avem un frigider doar lucruri esențiale. Nu avem un lux extraordinar, nu avem o abundență debordantă, dar avem o decență care ne oferă acea liniște interioară de a putea oferi și celorlalți o pâine, de a putea investi un leu în a sădi un pom și a contribui la dezvoltarea unei păduri care de altfel înseamnă moștenire pentru generațiile viitoare. Întorcându-ne la gândurile negative, vă spun că toate aceste gânduri, primul pas pe care puteți să-l faceți, tocmai pentru a vă duce armonia, feng shui-ul în viața voastră, este să le observați. Observați-le tacit. Uite, domne, uite ce gând mi-a venit. Deci, în contextul în care observați gândurile, veți constata că atunci când le observați, ele se depărtează de voi. O metodă foarte simplă de îndepărtare a gândurilor negative este să puteți intra într-o meditație ușoară în care să îndepărtați aceste gânduri prin afirmația săptămânii. Vă rog să vă notați, afirmația săptămânii este: anulez și șterg orice gând negativ. Anulez și șterg orice gând negativ. Deci, închideți ochii, respirați profund și lent din abdomen, bineînțeles, ca să puteți simți cum tot corpul vostru se energizează și în contextul în care identificați un gând negativ de genul: dar dacă nu reușesc sau dar dacă o să plouă astăzi și ploaia pe mine mă indispune și dacă mă indispune o să am o zi dezastruoasă și la birou și acasă și nu o să găsesc nici pâine și o să-mi fie foarte greu să prind și troleibuzul și până la urmă o să mă stropească și o mașină și o să vin udă din cap până în picioare și lucrurile se continuă într-o cascadă și într-o roată care crește, 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 crește și voi nu vă mai opriți din gând negative și la un moment dat constatați că ați ajuns într-o mare depresie. În momentul în care identificați primul gând negativ, stop joc. Faceți stop cadru, implementați respirând profund și inspirând, da, expirând, inspirând, această afirmație pe care vă rog să o trăiți în mod conștient. Anulez și șterg orice gând negativ și înlocuiți gândurile negative cu gândurile pozitive. Cum urmează să înlocuim aceste gânduri, vom vorbi imediat după pauză. Am revenit cu gândurile pozitive. Sper că prima parte a emisiunii deja v-ați notat că în momentul în care aveți un gând negativ, trebuie să-l identificați și să-l anulați instantaneu. Asta pentru că feng shui-ul acționează din interiorul vostru către exterior. Tot ceea ce noi măsurăm în exterior este energia care vă înconjoară, energie care interacționează cu câmpul vostru vibrațional. Deci, dacă voi vreți ca remediile pe care le amplasați în casă să funcționeze în măsură de 100%, vă rog din inimă să experimentați ceea ce vă recomand.
pentru că e foarte important pentru voi să puteți echilibra interiorul vostru ca să poată să interacționeze în simbioză cu un exterior echilibrat pe care voi deja vi l-ați construit făcându-vă feng shui-ul casei sau al apartamentului sau al curții sau al spațiului în care voi doriți să trăiți. Gândurile pozitive. Ce sunt gândurile pozitive? Sunt atitudinea noastră de succes în viață. Cine nu-și dorește să aibă succes? Eu n-am întâlnit până în momentul de față o persoană care să spună succesul pentru mine înseamnă depresia. Dacă voi ați găsit această persoană, arătați-mi-o și mie, pentru că probabil are o viziune cu totul și cu totul inovativă vis-a-vis de definiția succesului. Succesul pentru fiecare dintre noi înseamnă împlinire familială, în primul rând, pentru că familia reprezintă baza, reprezintă echilibrul pe care noi îl avem în tot ceea ce generăm de jur împrejurul nostru. Înseamnă succesul, împlinire în carieră, fiecare dintre noi dorim să ne aducem aportul, să arătăm că suntem valoroși, să arătăm că putem crea și altceva decât ceea ce am fost învățați să facem. Bineînțeles, succesul înseamnă abundență financiară pe măsura implicării noastre în diversele aspecte profesionale. Ne dorim ca abundența financiară, respectiv banii, să curgă din plin, ca noi să putem avea acel confort încât să ne permitem oricând, orice. Succesul înseamnă liniște interioară, să pot, dacă vreau, să-mi iau liber de la serviciu când am chef. Drept pentru care, dacă am chef să mă relaxez sau să stau la plajă o zi întreagă, uite, o să fac lucrul ăsta fără ca echilibrul carierei mele să fie deranjat. Succesul mai înseamnă timpul petrecut cu oamenii dragi, cu copiii, timpul petrecut alături de cei pe care voi îi iubiți, momentele de pace și de liniște interioară, momentele de descoperire, călătoriile. Pentru fiecare dintre noi, succesul înseamnă altceva sau poate înseamnă tot același lucru ca și pentru toți cei care au descris vreodată în viața lor imaginea succesului. Toate gândurile voastre au fost menite în structura vibrațională a corpului vostru să fie gânduri de succes. Cei care gândiți negativ și care de acum știți care este soluția pe care o să o aplicați pentru a transforma gândurile voastre negative în gânduri pozitive, veți constata la un moment dat că toate gândurile negative v-au fost inoculate de către alții. Întrebați-vă, de unde îmi vine mie gândul ăsta negativ? L-am mai auzit cumva la mama mea, la tatăl meu, la învățătoare, la profesorul din facultate, la șeful meu care mi-a spus, dacă vrei să ajungi în fruntea ierarhiei, muncește, frate, pe brânci și transformă-te în sclavul multinaționalei la care muncim împreună, pentru că atunci vei fi fericit. Acesta este doar un exemplu de cogniție limitativă, adică de gândire limitativă care generează gânduri negative. Drept pentru care gândurile pozitive vin să înlocuiască, în primul rând, aceste aspecte de negativitate și, în al doilea rând, manifestarea lucrurilor în viața voastră. Ce avem mai întâi la îndemână? Avem gândurile și atașamentul nostru față de ele. Știți foarte bine că în momentul în care ne uităm în oglindă, avem tendința de a ne judeca, de a ne analiza, câteodată de a fi extrem de critici și extrem de duri cu noi. Dar atunci când ne iubim noi pe noi, da, ne uităm în oglindă și spunem, ce om deștept am în față, sau ce persoană frumoasă, ce armonioasă este, ce strălucitoare, ce divină, ce minunată, ce energie extraordinară emană. Ei bine, acesta este un prim exercițiu
pe care îl puteți face tocmai pentru a modifica gândurile negative. Uitați-vă în fiecare dimineață în oglindă când mergeți la toaletă și uitați-vă în sens pozitiv la voi. Nu vă uitați prin prisma faptului că unii dintre voi aveți nasul borcănat, alții aveți urechile mai mari sau alții aveți mai puțin păr în cap. Chiar nu contează lucrurile astea. Important este ceea ce simțiți voi față de voi. Cât sunteți voi de minunați și cât de mult vă minunați de miracolul vieții voastre. Voi sunteți un miracol. Voi faceți schimbarea în viața voastră, drept pentru care acest exercițiu în oglindă se face foarte simplu în 3 pași. În primul rând, observați. Ce vedeți? Observați cât sunteți de frumoși. Asta înseamnă că trebuie să vă placă ceea ce emanați. Chiar dacă aveți 80 de ani, nu contează. Chiar dacă aveți riduri, chiar dacă aveți cearcăne, chiar dacă aveți fruntea plină de gândurile anterioare, sunteți oameni frumoși. Vă rog, conștientizați frumusețea voastră. Și chiar dacă nu o conștientizați în primă fază, enunțați lucrul acesta. Sunt un om frumos, minunat, divin. Sunt un om frumos, minunat, divin. După care, acesta fiind al doilea pas, iar cel de-al treilea pas, da, este să simțiți în interiorul vostru bucurie. Bucurie ca și cum ați mânca o prăjitură foarte, foarte bună. Ca și cum partenerul vieții voastre v-ar spune și n-ați mai auzit de foarte mult timp că vă iubește cu adevărat. Că sunteți cea mai importantă persoană din viața lui sau din viața ei, bineînțeles. Că reprezentați întreg universul. Deja în momentul în care vorbesc, simt așa o căldură extraordinară pe care vreau să vi-o transmit. Pentru că acest exercițiu vă poate schimba viața, acest exercițiu vă ajută să demontați acele gânduri pe care le-ați lăsat cu voie sau fără voie să vi le inoculeze persoanele care, din păcate, nu au știut cât de mult rău vă fac. Primul pas, al doilea pas, al treilea pas, îl cunoașteți. Foarte important această bucurie în interiorul vostru pe care să o trăiți din plin și să simțiți cum milioane de fluturi vă animă toată ființa. Pe șira spinării simțiți așa o căldură extraordinară care circulă de sus până jos și vă energizează întreaga ființă. Un exercițiu foarte, foarte simplu, dar foarte eficient. În al doilea rând, ce puteți face să înlocuiți gândurile negative cu cele pozitive este să identificați gândurile negative și să le scrieți pe o hârtie. Apucați-vă meticulos, dar în momentul în care le identificați. Pentru că dacă vă doriți să identificați aceste gânduri, cu siguranță în momentul în care le rostiți, cuvintele o să vi se oprească în buze. Și nu veți mai putea spune acele lucruri negative, pentru că veți conștientiza că ele vă fac rău și vă limitează viața. Drept pentru care vă rog, de fiecare dată când identificați un gând de acest fel, notați-l pe hârtie, tocmai pentru a-l conștientiza și mai bine și pentru a-l modifica ulterior. Cum puteți să faceți acest lucru? Aveți amuleta puterii divine, o strângeți puternic în mână și în momentul în care o strângeți în mână, rostiți: identific toate gândurile negative care îmi pot influența viața într-un mod negativ, găsesc soluția ideală pentru a le schimba. Bun. Și pentru că v-am dat deja câteva indicii importante vis-a-vis de care puteți manifesta modificarea feng shui-ului vostru, adică modificarea energiei de armonizare a voastră cu exteriorul, a venit momentul să vă spun că înainte de toate, sănătatea este cea mai importantă. Și pentru că sănătatea joacă un rol esențial în viața noastră și pentru că ne putem folosi de nenumărate amulete și brățări amuletă
pentru a creiona această sănătate radiantă de jur împrejurul nostru. Și pentru că voi m-ați întrebat pe Facebook, totul este legat de întrebările voastre de pe Facebook, după cum vedeți, pentru că îmi place să răspund întrebărilor voastre și îmi place să văd lucrurile aplicabile, da? Am să vă aduc la în prim plan faptul că fiecare dintre zodii ar trebui să folosească cel puțin o amuletă sau un remediu de sănătate pe care să-l ancoreze ca și activator al sănătății radiante. Zodiile care sunt născute în anii cu terminal, cu cifră terminală 0 și 1 sunt zodii cu element metal. Zodiile, vorbim aici despre zodiacul chinezesc, da? Zodiile care sunt născute în anii cu cifră terminală 2 și 3, da, sunt zodii cu specificitatea elementului apă. Zodiile care au ca și cifră terminală în anii de naștere 4 și 5 sunt zodiile cu specificitatea elementului lemn. Zodiile care au ca și cifră terminală în anii de naștere 6 și 7, da, sunt zodii cu specificitatea elementului foc. Zodiile care au ca și cifră terminală în ani elementul pământ sunt cele care se termină în cifra 8 și 9. Acestea, bineînțeles, ținând cont de faptul că luna ianuarie și începutul lui februarie sunt luni în care anii din zodiacul chinezesc se schimbă. Și dacă, de exemplu, sunteți născut pe 28 ianuarie 1964, dau un exemplu, da, trebuie să vă gândiți că nu trebuie să fiți neapărat o zodie de lemn. Drept pentru care ar fi bine să verificați momentul în care s-a schimbat zodiacul chinezesc, anul din zodiacul chinezesc, ca să vedeți dacă vă încadrați în anul anterior al elementului, cum ar fi, de exemplu, elementul apă, specific anului 1963, sau dacă vă încadrați în zodia elementului lemn. Vă spun toate lucrurile astea pentru că mă interesează foarte tare să puteți purta remedii care să vă fie folositoare. Și pentru că vorbim despre remedii folositoare, vom începe cu elementul metal. Aceasta este o brățară de sănătate pentru elementul metal, care aduce în structura voastră vibrațională simbolul sănătății, da, iată-l, ideograma divinității, și simbolul vulului sau ulului. Acest ulu are pe stânga și pe dreapta lui două simboluri de protecție divină, iar agatele pe care voi le aveți în această brățară sunt special făcute pentru vibrația elementului metal. Deci aceasta este brățara pentru persoanele născute în anii de metal, terminal cu cifra 0 și 1. Elementele de apă. Aceasta este brățara pentru element apă, care, după cum vedeți, vine cu cristale de turcoaz, floare de lotus și ulu de apă, respectiv, bineînțeles, de în culoarea albastră. Floarea de lotus vine să aducă vitalitate și energie extrem de puternică în structura voastră vibrațională, mai ales că persoanele care sunt născute în ani de apă yin, da, vor beneficia de o variantă destul de interiorizată de manifestarea energiei. Această brățară vă va ajuta să vă simțiți super vitalizați. Brățara pe element lemn. Iată brățara de sănătate pe elementul lemn și ea vine la pachet tot cu simbolul de sănătate, iată-l aici, și cu simbolul de protecția sănătății, reprezentat-o de ulu sau vulu, agate și cristale care reprezintă elementul lemn, menite special pentru persoanele care sunt născute în anii terminali specifice elementului lemn.
Elementul foc, iată și o brățară pentru sănătate, având ca element de protecție de această dată nodul mistic tibetan. Aceasta este o brățară mai complexă decât celelalte, cu nodul mistic tibetan, element foc, cristale de coral, și pietre de coral și, bineînțeles, simbolul uluului, simbolul sănătății. Acest ulu, după cum știți, îl puteți folosi umplându-l cu sare, acela care are capac, și îi puneți sare în interior, printr-o formulă magică pe care, dacă vreți, cu siguranță am să vi-o scriu pe Facebook, în care, punându-l la capul patului, dacă sunteți cumva predispuși la vreo boală, sarea va da pe din afară. Și iată, ultima brățară de sănătate este brățara aparținând elementului pământ, cu ulu, da, sau vulu, același simbol, elementul pământ și simbolul de protecție divină, nodul mistic tibetan. Vă recomand cu căldură aceste brățări, tocmai pentru că fiecare dintre noi ar trebui să ascultăm de anul în care ne-am născut, de energia anuală, și să putem să ne protejăm, mai ales că în partea a doua a anului, începând din luna iunie, iată, deja am trecut în partea a doua a anului, vom avea diverse dezechilibre la nivel fizic. Știm foarte bine că acest an vine cu o prosperitate extraordinară, dar și cu foarte multe invidii. Asta pentru că avem exces de apă pe chartul anului și aceste invidii le putem estompa foarte ușor și bine prin sabia cu nouă inele, care această sabie are în structura sa energia dragonului de foc, iată dragonul desenat aici, și cele nouă inele, iată inelele, care îndepărtează orice fel de energie de invidie. Mai mult decât atât, mai avem încă un dragon pe această sabie, care este încolăcit pe ea și oferă energia de îndepărtare a tuturor invidiilor, bârfelor și discordiilor. Câteva lucruri foarte, foarte importante pe care le puteți potența, le puteți activa și le puteți folosi în structura voastră vibrațională, tocmai pentru a vă genera gânduri pozitive. În momentul în care știți că sunteți protejați din punct de vedere al sănătății, puteți să avansați mai departe. Sănătatea se află la baza nivelului, la baza piramidei nevoilor. E foarte important să știm că suntem extrem de sănătoși, că nu suntem predispuși unor boli care ne-ar putea strica planurile de viitor, și atunci fiecare dintre noi ar trebui să purtăm cel puțin un element care să ne protejeze, o brățară de sănătate, care să vină în structura noastră vibrațională și să poată să ne genereze acel confort de care povesteam, care ne ajută să îndepărtăm gândurile negative. Dar pentru că mai avem destul de puțin până la sfârșitul emisiunii, v-am promis că vom trece în revistă acel ritual care reprezintă 7 elemente pentru a atrage dorințele, manifestarea dorințelor în structura vibrațională a vieții noastre, și o să încep prin primul aspect pe care ar trebui să-l aveți. Notați-vă, vă rog, sunt 7 elemente pe care trebuie să le traversați tocmai pentru a vedea dorințele voastre îndeplinite. În primul și în primul rând, trebuie să aveți viziune. Ce înseamnă viziune? Să aveți o imagine extrem de clară a lucrurilor pe care le doriți manifestate în viața voastră. Așa cum vă spuneam și în emisiunile anterioare, lucrurile pe care voi doriți să le vedeți în deplinătatea manifestării trebuie să fie cu subiect și predicat. Lucrurile general valabile o să rămână general valabile până la sfârșitul vieții voastre. Dar ceea ce este specific, e foarte important să scrieți exact, fără cuvântul vreau în față, ci doar se întâmplă, da? Vă dau un exemplu simplu. Dacă eu îmi doresc să-mi fac duș, nu o să spun vreau să-mi fac duș. Ce am să scriu? Îmi fac duș. În contextul acesta,
Bineînțeles că dacă eu îmi fac duș, înseamnă că intenția mea este manifestată pentru ca eu să urmez etapa de acțiune. Deci, primul lucru pe care trebuie să-l faceți este să aveți o viziune extrem de clară a lucrurilor pe care le vreți manifestate. Dacă aveți probleme în a vă exprima viziunea, vă rog să mă contactați pentru că voi găsi o formulă în care să ne intersectăm cumva. Dacă nu sunteți din București, puteți să-mi scrieți pe Facebook și vom găsi ori pe Skype, ori în alte contexte, la telefon sau în scris, formă care vă va ajuta să aveți o claritate mult mai mare asupra lucrurilor pe care vi le doriți. Vă spun din start că foarte multe persoane care nu reușesc să-și îndeplinească dorințele sunt așa tocmai din cauza faptului că nu știu ce-și doresc. Da? Foarte important, vă rog, să vă alegeți ceea ce vă doriți. Bun. Al doilea lucru este manifestarea dorinței. Și ce înseamnă manifestarea dorinței? Poate unii dintre dumneavoastră o să îmi spuneți, bine, dar în momentul în care eu știu exact care este viziunea mea, asta nu înseamnă că deja îmi doresc? Nu! Nu înseamnă lucrul ăsta. O să fiți foarte surprinși de acest aspect. Dorința înseamnă entuziasm. Înseamnă fluturi în stomac. Înseamnă că tot ceea ce gândiți, simțiți și credeți este înspre manifestarea dorinței voastre. Adică atât de mult și-a dorit Dumnezeu să purifice lumea încât și-a trimis pe pământ singurul său fiu. Aceasta este o acțiune de maximă determinare pentru a demonstra că lucrurile pot fi manifestate de la cel mai neînsemnat aspect al vieții noastre până la cele mai mărețe și mai extraordinare lucruri ce se pot întâmpla în structura vibrațională a Pământului. Deci dorința voastră trebuie să fie însoțită de entuziasm. Asta este al doilea lucru. Al treilea lucru și foarte important este convingerea. Cât de mult credeți voi că ceea ce vă doriți se va întâmpla? Cât de mult credeți că ceea ce vă doriți este benefic pentru voi? Cât de mult credeți că ceea ce vă doriți este benefic pentru ceilalți? Dorința voastră trebuie să fie însoțită de o credință ecologică. Ecologică înseamnă să nu facă rău nimănui, nici cu gândul, nici cu vorba, nici cu fapta. Drept pentru care, în momentul în care veți constata că dorința voastră vă face bine, atât vouă, cât și celor care vă înconjoară, pentru că este o dorință care vă nobilează, vă ajută să evoluați, vă ajută să prosperați, vă ajută să fiți strălucitori în toate aspectele vieții voastre, în condițiile astea, vă rog să atașați acestei dorințe și acestei viziuni credință cât un bob de muștar. Pentru că dacă ați avea credință cât un bob de muștar, cu siguranță veți reuși să mutați munții din loc. Un bob de muștar este o fărâmă insignifiantă. Este o fărâmă dintr-un mare de credință. Reprezintă atât de mult și atât de puțin. Dar atât de puținul acesta face o diferență extraordinară în viața voastră. Deci vă rog să atașați credință maximă dorinței și viziunii voastre. Și iată, am ajuns la cel de-al patrulea lucru. Cel de-al patrulea lucru este acceptarea. Și o să-mi spuneți cum adică acceptarea. Adică eu nu accept ce-mi doresc sau cum vine chestia asta. Ei bine, nu este vorba despre a nu accepta ceea ce dorești, ci este vorba despre convingerea ta că tot ceea ce tu îți dorești îți aparține. Până ați însuși noua convingere, da, și până a te atașa de ea, durează ceva timp. Sunt destul de rare persoanele care reușesc să facă așa din degete și să reușească să-și însușească acea convingere extraordinară, credință, viziune și atașament față de dorința pe care o au. Și o să vedeți că ultimul lucru pe care îl voi pomeni vis-a-vis de această acceptare e
este una paradoxală, care oarecum schimbă paradigma acestei acceptări, dar, de fapt, ea nu schimbă această energie, ci o întărește. Acceptarea este acel sentiment pe care îl avem în interiorul nostru în momentul în care suntem ferm convinși că această convingere este a mea și nu mi-o poate zdruncina nimeni. Bun. Cel de-al cincilea lucru și foarte important pe care trebuie să îl faceți este să manifestați intenția voastră de a materializa acea dorință. Ce înseamnă intenție? Înseamnă voința de a acționa, de a creiona un plan. Adică să vă așezați în fața unei hârtii și să vă puneți pe hârtie toți pașii pe care vreți să-i faceți, tocmai ca intenția voastră să capete contur. Asta înseamnă ca lucrurile deja să intre în fluxul de manifestare. Cel de-al șaselea lucru, foarte important, este acțiunea. Știți cât de mulți oameni trec prin toate cele cinci și se opresc la acțiune? Foarte mulți. Sunt atât de multe discursuri motivaționale în ultimul timp, atât de multe workshop-uri la care puteți participa și să vă impregnați de energia aceasta, de heirupism extraordinar, dar dacă nu treceți la acțiune, degeaba v-ați irosit timpul, banii și tot ceea ce înseamnă implicarea voastră în evenimentele la care ați participat. Foarte important este să acționați cu pași mici, mărunți și să respectați planul pe care l-ați făcut. Bineînțeles, spontaneitatea face și ea parte tot din planul vostru. Așa că dacă la un moment dat bucățile din puzzle se mai inversează, se mai rotesc, se mai schimbă, nu intrați în panică. Totul face parte tot din planul de manifestare al dorinței voastre. Și iată cea de-a șaptea, cea de-a șaptea condiție pentru împlinirea dorințelor voastre este detașarea, să fiți zen, să puteți să manifestați în exteriorul și în interiorul vostru acea pace lăuntrică, că tot ceea ce vă doriți este înspre binele vostru, înspre binele celor care vă înconjoară, înspre binele planetei și pentru binele universal. Să creionați așa o detașare și să vă spuneți: tot ceea ce îmi doresc este minunat pentru mine și pentru ceilalți. Acestea au fost toate lucrurile minunate pe care am avut să vi le ofer în această emisiune. Mă bucur că ați fost alături de mine. Vă iubesc din toată inima. Sper să aplicați ceea ce v-am spus să vă fie de folos și amintiți-vă că în viața noastră totul este Feng Shui.